Ați auzit ca să mărească piența? Ei, dar cum să n-auzesc dacă aici... Cum ai zis și măi? Aici, măi, aici care n-are păr. Cum ai zis și măi? Tare nu-i mai place omul ăsta. Și lipaș. De dimineață până în seară ține una și bună. De la 1 noiembrie a smărit pensia. De la 1 noiembrie a smărit pensia. Dacă am promis, apufașim. De parcă pensia pe luna noiembrie vine la 1 noiembrie. Iți cum am 5 decembrie a s-o aducă, dacă încă nu mai târziu. Așa că tu și lip. Știi câte babe au murit în noiembrie cu nădejdea ca să plinească piența-i mărită? Așa că nu mai mâncat-o la borș. 1 noiembrie, 1 noiembrie. Svoloși sunteți, că nu vă mai satură dracu de bani. Da, și când am auzit cât ar să mărească piența-ia, mai n-am chicat în cur. La care cu 50 de lei, la care cu 100 de lei. Și nu destul că o măresc cu tinir și cu cât acolo. Dacă și nu la tăț încă. Eu deja mă enervez, că e... Nu ne-o măresc. Ia ca așa, o lege păcătoasă o scos ei, ia? Că măresc piențele numai la șia care a ieșit la piențe în ultimii ani. Ca și cum măresc piența la babi și moșnești mai tineri. Dar nu la ăștia bătrâni. Ia ca! Vedeți? Vedeți cum ei împart babele în sortul 1, sortul 2 și sortul 3. Cu șis eu mai ră decât vecina mea care a ieșit la piență cu 5 ani în urmă, în 2012. Ei au mărit-o. Mie, ca a ieșit în 1996, ne-a lăsat tot așa cum a fost. E cu staj de 34 de ani, primește 2000 de lei. Eu, cu staj de 37 de ani, primesc numai 1000 de lei. O nepoată de-a mea lucrează la Italia. Și astă vară a venit la Moldova și o ajuns pe la mine. Mi-a adus două pachete de macaroane italianschi, o bucată de sâr și un șip de uloi de masline. Și cât o stat el la mine, eu m-am jălit cu nedreptatea asta cu pensia. Dar ești și înzăși, Chiocheleană? În Italia, dacă moare bărbatul pensionar, apo femeia, primește pensia lui până moare și e. Șifa! Eu credeam că ori eu n-am auzit ghini, ori e s-o căldărit în Italia și aia. Și s-o jurat pe sănătatea ei că la Italia îi anume așa. Femeia primește pensia bărbatului care a murit până moare și e. Eu nici pe nas nu pot să-mi vină în șire. Statul și ala italian și chiar așa e de prost că plătește piențele la morți. Vedeți? Vedeți? Vedeți cum e la noi și cum e la dânșă? La noi încă e jiu, dar se poartă cu tine ca cu un mort. Dar la dânșă și la morți le dă piențe. Și și piențe? 1000 de euro, 1500 de euro. Asta e cât piența mea pe 2 ani. Când a murit Anel în 2007, pe 17 aprilie 2007, apoi cum a fost? Mi-a adus pensia lui pe aprilie. Nu mi-a pe aprilie. Și caput. Și era de ghine, dacă era și la noi ca la Italia. Sprinesc eu pensia lui bărbatul meu până azi. Și drept, în 2007, pensia și era de 554 de lei, da? Tot un ajutor era. Da, știți că la noi conducerea se poartă cu morță ca și cu așa jii. Odată la 4 ani. V-ați dat seama, așa-i? Așa-i, așa-i, așa-i. La alege. Aud că la anul ați și alege. A să vezi cum ați pornească cu șerutul prin țânțărim. Le trebuie voturi. Dar cu morță, așa-i de ghinii, așa-i de bune legători. Ei te votează fără să le dai macaroane, zahăr, sărnișii, niște alegători de aur.